Săptămâna trecută, pugilistul muștelean Răzvan Cojanu s-a impus la puncte după o rundă suplimentară în fața pugilistului de culoare Ed Fonten la finalul celor 6 reprize, decizia arbitrilor judecători fiind de egalitate. În urma victoriei, Răzvan Cojanu a acces în semifinalele turneului Boxcino organizat în New York. Mușteleanul va lupta în semifinalele turneului Boxcino cu Donovan Dennis în luna aprilie. Răzvan Cojanu, uriașul de 2 metri și 2 centimetri, este stabilit din 2011 în Los Angeles și are în palmares 13 victorii, dintre care 7 prin knockout, și o înfrângere suferită la puncte acum 4 ani, chiar la debutul lui în boxul profesionist. Pugilistul mușcelean s-a antrenat sub bagheta lui Constantin Dia și Mircea Simon în 2007, atunci când aceștia pregăteau lotul național de cadeți. Mai mult decât atât, Răzvan Cojanu a fost și legitimat o bună perioadă de timp la CS Mușcelul, acolo unde a deprins tainele boxului de performanță, avându-l ca prim antrenor pe Constantin Dia.